Aici, două cuțite, aproape trei, două, n-a vrut să-mi dea șef Scărlătescu, dar două care m-au trecut de audiție. Vită și tăiței cu dragi pe ei. Ale bunilor! Cum să uit eu de rețeta care m-a trimis în bootcamp? De rețeta mea din audiție. Adică, vită și tăiței cu dragi pe ei. Uite că mi-am adus aminte și astăzi o să o facem. O să avem nevoie de niște ingrediente, dar rezultatul este pe măsură. Să vă zic ingredientele, nu? În primul rând, vită. Am o bucățică de vreo 250 de grame de vrăbioară. Puteți folosi și mușchi sau antricot sau chiar și o tăietură puțin mai ieftină, dar trebuie să aveți grijă cum o prăjiți, să nu o prăjiți prea mult, să o prăjiți, să o faceți bine, pentru că ea nu are voie să fie altcumva în acest preparat decât fragedă. Vită, vrăbioară, 250 de grame, facem vreo 3-4 porții, tot 250 de grame de noodles cu ou, legume, da? Draci. Avem vita, tăiței și draci. Ardei gras galben, ardei gras roșu, ghimbir, usturoi, ciuperci, ceapă albă, ceapă verde, morcov și ardei iute. După care, probabil cel mai important lucru, o să vă trebuiască niște sosuri. Da? O să vă trebuiască soia, o să vă trebuiască sos de stridi, o să vă trebuiască sake și mirin. Merge doar cu mirin. Eu am o sticluță combinată, sake cu mirin, da? 100-150 de ml de soia, 100-150 de ml de oyster, 60-70 de mirin sau sake mirin și tot așa de vin de orez. Ulei de susan, bineînțeles, susan, pe care o să-l călim puțin la sfârșit, și puțin zahăr. Peste toate astea, trebuie să vă prezint unul din partenerii mei. Știți foarte bine că pentru o mâncare de genul acesta, cel mai bine este să folosiți un wok, da? Sau o tigaie adânc. Astăzi au venit în ajutorul meu cei de la Heiner cu un wok nou-nouț. Diametru de 30, înălțime de 8, încap aici 3-4 porții fără nicio problemă. By the way, tigaia este profesionistă, da? Și face parte din linia Chef Line. Cooking by Heiner. Acum că avem tot ce ne trebuie la dispoziție, trebuie să vă zic și pașii, nu? Bineînțeles că începem cu vita. Începem prin a o marina. Înainte de a o face feliuțe, o punem așa frumos. Îi scoatem excesul ăsta de lichid, de apă, de ce a fost ea, de din ce a fost ea, nu știu. Cu puțin șervețel așa, cu puțină hârtie de bucătărie, prosop de bucătărie, cum vă place vouă să-i ziceți. Și scoatem chestia asta, pizza asta din ea. Bun, uitați-vă ce frumos, e super moale, super frumos. Ce drace aveți pe voi. By the way, de aici a venit numele. Lumea nu știa, eu știu de lui, de mult. Mă rog. Luăm vita, voi dacă vreți puteți să-i tăiați grăsimea asta, eu o să las. Ba nu o să o las, o să o scot. M-am răzgândit. Ha! Băgăm cuțitașul așa. Încercați să nu vă bateți joc de carne și să nu tăiați într-un exces de la exagerat. Gârciul la gunoi. Și acum luăm vituța noastră dragă și frumoasă și o tăiem feliuțe subții. Ceva de genul. Da? În așa fel încât să aibă și o textură, să nu fie nici foarte, foarte subțire, deoarece vreți să simțiți ceva când mestecați, și în așa fel încât să se gătească și repede. Am tăiat vituța. Pasul 1 este gata. Pasul 2, trebuie să marinăm vita, da? Trebuie să-și ia niște arome, niște gusturi. Luăm vita, o punem într-un boluleț. Din cantitatea de sosuri pe care o avem, punem 2 linguri de sos de soia, o lingură de sos de stridi, jumătate din cantitatea de sake mirin, sau doar mirin dacă aveți, jumătate din cantitatea de vin și jumătate din cantitatea de ulei de susan. Și 2 lingurițe de zahăr. Puteți să vă băgați mâinile fără nicio problemă. Nu este nevoie de sare. Sosurile au destulă sare. Uitați ce minune. Curbale, mi-e foame, mi-e poftă, vreau să mănânc. În afară de sosuri, aproape am uitat, spălăm tocătorul de carne, mă rog, clătim și cuțitul și în marinată mai băgăm așa, ceapă verde, usturoi și ghimbir. Un baston de ăsta de ceapă verde. 2 căței de usturoi. Hai să mai punem unul. Este usturoi până la urmă. Și ele nu vor fi adăugate în găteală. Carnea. Vom rămâne doar cu carne. Și very, very much important, poate cel mai, este ghimbir. Cam cât un cup de unt. O bucată de ghimbir, cam cât un cup de unt. O să vă arăt într-o zi cum se curăță ghimbirul, cel mai eficient. Acum sunt un pic contratimp așa, dacă nu vă supărați pe mine. Le adăugăm, toate sunt la locul lor, amestecăm din nou.
O minunăție. Ha, da, și ardei iute. Hai să băgăm și niște ardei iute. Ce culoare să-i dăm? Hai să-i dăm verde, că mai avem. Vedeți că în timp ce vorbesc cu voi, vă place? Ha? Mă nebunilor. Suntem cam gata cu marinata. Lăsăm frumos aici. Este o minunăție. Este o minunăție. Mamă! În continuare ne vom ocupa de draci. Vita am pus-o. Draci, avem. Începem cu morcovul. Ne trebuie bastonașe, da? O să facem bastonașe. O să facem un stir fry. Nu vom găti legumele până la refuz, deoarece vrem și noi o textură, vrem să simțim și noi ceva. Cred că o să las doar un morcov. Ceapă albă, neapărat. Grosier. Tot așa să iasă cam bastonașe. Vă mulțumim că o bucată de asta nu e bai, nu e nicio problemă. Sunt convins că de fiecare dată când ați comandat mâncare asiatică, ați primit și chestii de genul ăsta. Plus că le vom perpeli un pic, ceea ce înseamnă că o să se ducă din puterea aia. O jumătate de ceapă, o jumătate de ardei gras galben. Ia uitați. Deja începe să înțelegeți despre ce e vorba. Câtă culoare. Vai, mama, ardeiul ăla, iute rog. Pane de bou. O jumătate de ardei gras roșu. Pe beața o aruncăm. Nu uita! Oricine poate găti. Bun, ciupercile, o să le pun doar, nu o să le pun piciorușele de data asta. Floretele de broccoli, care așa sunt ele, n-ai ce să le faci. Avem toată nebunia asta aici, să mai punem puțin ardei, hai să mai punem puțin ardei. Cu semințe, cu... ne descurcăm noi mâine. Hai să mai amestecăm puțin în carne, să întoarcem partea alaltă. Iisuse Hristoase, mama mea, care m-ai făcut! Înainte să călim legumele, vom face așa. Un fel de bază la bază. Luăm 2 căței de usturoi, încă un cup de ghimbir. Tocăm ghimbirul, îl tocăm mărunt, usturoiul, la fel ca și cu ghimbirul. Și capul de la o ceapă verde. Aducem astea la oaltă așa și le apăsăm un pic ca să desfacem celculețele. Suntem pe drumul cel bun. Putem să începem nebunia. Oculețul nostru magic, îi dăm drumul, foc mediu. Punem restul de ulei de susan. Ba nu, punem jumate. Lăsăm să încingă. Băgăm și apă la fier pentru noodle și ca să avem. Adam, uitați ce mai trebuia la baza pentru bază. Băiatul tău, ai uitat de el. Cu semințe, îl lăsăm așa, nu ne interesează. Să ne rupă pușul, că ne place. Să ne ruptăm cu iuțeala, oa! Să faci așa, să mănânci și să plângi, știi? Uitați tigaie. Așa sunt tigaiele profesioniste. Până să intru la șef, eu nu știam, nu înțelegeam care-i treaba cu tigăile alea cu mânerul ăla lung, așa de ce. Eh, uite, așa sunt ele. Au așa, o, cred că, nu știu, o priză, o, altceva, o, știu. Și sunt și foarte grele, se poate rezista. Ia să vedem. Dacă nu sfărie, nu-i bine, o mai lăsăm. Trebuie să sfărie, ca să elibereze instant toate aromele. Astea le folosim la garniș. Restul cam am terminat. Ia. Nu? Mai trebuie. Sfârie destul de tare, trebuie să sfârie tare. Adăugăm ghimbirul, usturoiul, capul de ceapă verde și ardeiul iute. Sfârie. Știi că în mod normal la astea se face cu niște bețe de alea. Eu n-am, am doar de alea de mâncat, n-am de alea lungi, dar mă descurc. Asta trebuie doar să se călească puțin. Sunt foarte bine. După care restul de ulei de susan și venim cu restul legumelor. Cred că mai merită puțin ulei. Sunt totuși 3-4 porți. Sau umezim și noi legumele astea când trebuie. Nu le dați sare. 1. Deoarece este destulă sare în sosuri, mai ales în cel de soia. 2. Dacă le dați sare în punctul ăsta, le veți înmuia pentru că veți scoate apa din ele. Și nu vreți asta. Vreți să fie semi-gătite. Le mai lăsăm puțin. Puneți mâna pe ele. Trebuie să fie gătite pe jumate, dar nu trebuie să fie nici moi, dar nici tari. Puneți mâna pe ele, le simțiți, le gustați. Mai puțin. Ardeiul ăla! Bun. Oprim legumele. Da, sunt un vampir. Nebunul de mine. Scoatem legumele. Am găsit ăsta la nebun. Uitați cât de frumos e. Cărnițul îl scoatem frumos, fără marinată. Nu e problemă dacă mai rămân bucățele din ceapă, din ghimbir, din astea, dar e de preferat să nu. Pentru că vrem ca carnea să se gătească singură. Nu vrem ca bucățele mici din aceste legume să se ardă. Avem nevoie de carne în cea mai bună formă a ei. Astea le puteți folosi pentru o altă viitoare eventuală marinată. Sau în cazul în care nu aveți problemă cu marinata folosită la o carne crudă, o puteți pune în dish-ul final. Tigaia pe foc, încă puțin ulei de susan, puțin. Lăsăm să încingă. Timpul în care se încinge tigaia, ce credeți să facem? Facem soful final. Din ce a rămas din soia, sake mirin
și vin de orez. Și una, două. Amestecați puțin, pentru că un sos e mai viscos, unul e mai lichid, dar și trebuie să le aducem în același punct. Uleiul nostru, bineînțeles, s-a încins. Ce credeți că facem? Venim cu cărnițul. Băgăm o bucățică de probă, să vedem dacă sfârâie. Da, sfârâie. Dăm drumul la toată. Trebuie să o pun pe rând. Așa. Trebuie să gătim carnea corect, da? Trebuie să o gătim pe toate părțile. Uitați zemurile alea nebune, care sunt de la marinată. Înainte să punem legumele peste carne, tăiței în apă. Legumele trase mai devreme la tigaie, intră aici. Uitați câta umusețea! Cum să nu-ți placă așa ceva? Zici și mie, nu ai cum. Observați că legumele și-au redus volumul. Dăm puțin tigaia deoparte. Așteptăm să se termine nudulșii, care se fierb foarte repede, 3-4 minute. La fel ca și în cazul spaghetelor, pastelor, nudelul și ar fi bine să nu fie moi, moi de să topească. Trebuie să aibă o textură oarecum, să fie cumva alben. Puteți folosi cam orice tip de nudel, și mai subțire și mai gros, nu e problemă. Focul aproape de maxim, nudelul și sunt gata. Îi scurgem și în tigaie! Ia. Și sosul, tata. Să mai întâmplă și de-astea în bucătărie, știi cum zic? Mestecăm frumos, să intre tot sosul în toată mâncarea. Cam mult ce-i drept, a merge. Da, uite, tati, cum arată? Dacă gustați, cum vă place, vreți mai mult sos, vreți mai mult oyster, vreți mai multă soia, vreți mai mult mirin, vreți mai mult aron, luați și băgați, că nu e o problemă. Noodles noștri sunt gata. Opriți focul. Și nu uitați, repede. Pac, când încep să pocnească, sunt aproape gata. Ia uite cum sar. Că-s floricele. Hai să luăm cu o linguriță. N-ai cum. Cum să nu treci? Cum să nu treci în bootcamp cu așa ceva? Cum să nu treci de audiții cu așa ceva? A, la audiție am pus și castane. Am uitat să pun ceapă verde la sfârșit. Dar cam așa ar fi arătat. If you my heart, you could dare.